10 ani eram absolvent de liceu, îmi doream să am propria firmă, îmi doream să am propria activitate, să nu fiu un simplu angajat. Am și refuzat o angajare la EMAG pe un post de programare la momentul respectiv, tocmai pentru a-mi înființa propria firmă. Și am continuat să dezvolt business-ul ăsta în timpul facultății, în timpul masterului. Fugeam de la școală, mă duceam la marfă pentru a aproviziona magazinul, îmi confirmam comenzile de pe telefon în pauză. Pe vremea aia existau niște smartphone-uri cu Windows Mobile, care erau ceva pentru momentul respectiv, și pur și simplu în primii ani mi-am coordonat afacerea, unde eu eram singurul angajat, mai mult la distanță și în mișcare.